Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem împreună, ca de obicei, la Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra din Sibiu, în zona aceasta care aduce un pic aminte de păstoritul nostru cel de toate zilele de odinioară. Suntem dinaintea unei săptămâni minunate, între Duminica Sfântului Ioan Scăraru și aceea Sfintei Maria Egipteancă, pe care am și prăznuit-o odată cu începutul lunii aprilie. Un model asupra căruia vom reveni în această săptămână de câteva ori. Astăzi prăznuim și pe Sfântul Sava, cel care avea să se nece în muzeu, fiind ucis de către cei care căutau să ia din mâna lui comunitatea pe care o îngrija și o catehiza, semn că mucenicii României nu sunt de ieri de azi și nu toți au murit purtând pe dânsii în semnele înfrângerii, ci de fiecare dată semnul biruinței. Gândul pe care îl avem pentru seara aceasta este desprins din Isaia 37-35. Apăra voi cetatea aceasta și o voi scăpa pentru mine și David, sluga mea, zice Domnul Dumnezeu, și Domnul Hristos revine tot timpul asupra acestei imagini în care cetatea Ierusalimului, ca cetatea lui David, este locul în care se împlinește profeția răstignirii și învierii sale. Suntem în săptămâna aceasta chemați să parcurgem împreună cu Sfântul Ioan Scăraru câteva cuvinte. Îmi îngăduie astăzi un citat ceva mai lung din cuvântul cel dintâi despre lepădarea de viața cea deșartă și veți vedea că în fiecare zi ne vom regăsi în cuvintele Sfântului Ioan Scăraru. Și prietenii lui Dumnezeu, noi cei proști, o, sfințite, creșteți, socotim firile cele înțelegătoare și fără trupuri ce sunt împrejurul lui Dumnezeu. Iar robii adevărați pe toți cei fără pregetare și fără de lipsă, care au făcut și fac voia lui. Iar robi netrebnici, pe cei ce socotesc că botezului s-au învrednicit, dar legămintele cele de către dânsul curat nu le-au păzit. Iar străini de Dumnezeu și vrăjmași ai lui, vom înțelege fie pe cei nebotezați, fie pe cei răucredincioși. Iar luptătorii împotriva lui Dumnezeu, îi socotim pe cei ce nu numai că au dat cu piciorul poruncii Domnului și de la sine au lepădat voia lui, ci cu tărie îi luptă pe cei ce o urmează sau o lucrează. E strașnic cuvântul acesta al Sfântului Ioan Scăraru într-o lume în care amestecăm uneori dușmanii cu prietenii și ne socotim prietenii dușmani, iar pe dușmani ne facem prieteni. Modul în care altădată se măsura prietenia cu un om era cât din omul de lângă tine împlinește poruncile botezului. De aceea cred că erau mai liniștiți și aveau timp să-și construiască astfel de palate păstorești în care la oaltă pământul și cerul se împlineau în voia cea lucrătoare a omului. Sigur că a măsura măsura botezului din celălalt însemna să-ți cunoști în primul rând tăria măsurii botezului tău, adică să împlinești voia lui Dumnezeu și să o trăiești ca atare în toată taina pe care acesta ți-o poate dărui. Suntem dinaintea acestei chemări de a face Ierusalim din fiecare loc în care locuim și acolo să-L chemăm pe Dumnezeu, ca urmașa lui David, să se bucure împreună cu noi. Mâine este o nouă zi.